băgăm aer condiționat în 650. Și 100% natural, băieți. Salutări, deci prieteni. Astăzi este încă o nouă zi în fermă. Așadar, vom lua și vom lega cositoarea. Bă, cum se vede, acesta este UTB-ul 650 și cu cositoarea clas Corso. Bun, băieți, gata, am legat și cositoarea. Cum urmează să o luăm? Să o soltăm în sus. Haideți că ne vedem de la câmp. Băieți, acum îi dăm drumul la treabă. Bine, ajunsai puțin mai devreme. Lăsai imaginile. Și acum dăm drumul la treabă. Așadar, băieți, vreau să spun că, băi, e foarte cald, bă. Îți facem ușa, că coptor înăuntru. N-o cal nici tare ca să mă aușă ce zic. Voi mă... Băi, am balat puțin mai tare. Voi ce mai faceți? Bine, sănătoși. Nu-mi dau seama, bă, cum e cu temperatura asta. Uite-te și tu că e o caniculă. Sunt pleașcă pe mâini. Cu dreapta de viteză cu care merg este dreapta. Reductori nu am, să vă spun că pe mic sau pe mare. Durațiile merg la 1300-1400. Acum depinde că eu merg acum cu el mai subturat, ca să mă înțeleg ce zic. Voi ce faceți? V-ați apucat și voi de culturi? Adică mai fel de recoltat orzul? Eu momentan
ancorile astea să le mai sting puțin, că cam joacă. Mai atenție să nu vă băgați pe aici, așa că nu-i dă joacă cu cadeanul ăsta. În rest, de luat, vă că o ia bine, a? Hai că e bine. Ne-ai mai pomenită, să o mai dăm puține, dă-te mai... Mai așa, mai... Mai pe spate. Cam așa, suficient. Ăsta aici mă uitam ca să nu ajungă la asta, la pâiză. În rest, bă, că e în regulă. Ceva s-a încălzit pe aici fuelile. Bă, apropo, am văzut, am fost acum câteva zile, am fost în coasă pe Slatina și am văzut că luați o combină foc. Doamne ferește. Da, e bine să luați, stai în casă, las ușa deschisă. Da, e bine să luați, să aveți instructori la voi, că Doamne ferește să nu ia culturile foc. Să aveți să stingeți imediat. Până cazul vine repede. Uite-te și tu că cât e ceas. E 10-7 minute. Deci 10-7 minute. Și deja nu mai pot de cald. De-aia măcar să iau să termin sola asta. Și poemă să mă duc acasă că nu mai pot de cald. Băi, să nu spune mie cineva că nu e românul inteligent. Înainte să punem camera pe cap, luăm asta și fac. Luăm asta de aici, ața asta. Legăm frumos aici. Românul e român. N-ai ce să zici tu. Găsă-i acelii și o... Stai să dăm căia ca să ajung să se vadă. Găsă-i acelii și o găuică. Tragem frumos ăsta pe aici pe găuică, dar nu merge, că trebuie invers. Legăm invers aici. Vedeți voi acum ce fac eu aici? Băgăm aer condiționat în 650. Și 100% natural, băieți. Încă mai așa. Op, să nu-mi vină în cap. Legăm mai strâns că eu am aici și un dăsat de cauciuc. Și cauciucul știi cum este, arcuiește. Poate să stea el chiar fix, fix. Joacă și face balans și ori pe ceva, ori... Gata. Așa, mă, frate, să-mi stea și mie asta deschisă. Cum să o luăm, să închidem asta, să nu ne tăiem mâinile pe aici. Și treaba merge de zor, ce să vă spun. Păi nu mai pot, de cald. Uite-te la mine că sunt... Da, bă, iau foc. Roșu la față, că-i că. Acolo luăm și un vâlcoare, un răbăr și soare. A, e mult mai bine acum. Frumos aer, curat. Asta vă pare stănelă. Bă, băieți, treaba merge foarte bine. Da, avem puțină problemă cu căldura. Nu e puțină, chiar eu de tot îmi pare rău. Dar cred că o să repet pe acest videoclip de căldură. O să vă bat la cap, vorba aia. Dacă aș fi vorba să aleg între prima coasă și a doua, păi nu știu, ar fi puțin mai dificil. Că
Și prima coasă este bună, numai că, e cam cu iaibă, știi, prima coasă, dar a doua coasă e mult mai cuiată. După cum se vede, numai că avem puțină dificultate cu această iaibă, această buiuiană. Nu știu cum se numește, păiuș. Cam așa este. Decât această buiuiană este pe teren și restul este lucernă. Lucerna, uite, a început să înflorească. Albinuțele se aude și ele, nu știu pe unde este să... Păi duna, uite că fuge pe aici. În fine, cred că se vede pe filmare. Uite să vă zic, dacă a fi să aleg între prima coasă și a doua, acum pe partea de material, aș alege prima coasă, că este mult mai babană breazda. Da, că e frumoase breazdile. Bă, tăia ta e bine? Grâul băieți, uite cam așa se prezintă și el. Luam un spic. Bă, boabele sunt chiar bunicele. Mai trebuie lăsa, cred că mai trebuie lăsa cam 2 săptămâni. Cel mult 2 săptămâni. E puțin, dar tot mai moale. Dar cu depinde, băiesc, că moale este puținel. Dar este și de la umiditatea asta, mă refer că pământul jos este ud, știi? La grâu. După care se evaporă, rămâne treasă spicul, știi? Și de-aia, cred că în 2 săptămâni de zile e mai bun de recoltat. Abia aștept să dau drumul și-o la combina. Să vedem oare face ceva sau nu face ceva pe anul ăsta. Băi, nu știu dacă voi observați această insectă. Ia uite-te, zici că e cameleon. Ia uite. Hop. A zburat. Nu mi se bagă de seamă între lucernă. Dacă îi vede ca ea, ia uite ce se săcață aia. Bun, băieți, acum mai avem băieți, gata, am terminat. În sfârșit, am terminat, băieți. E curat. Credeam că nu mai termin. Ceasul că se mai făcua. E 12:41. Cam suficient. Bine că nu mi-a ajuns aici la Catean. Mai stă nițel să se mai cetinească aici în Voiteala. Bă, dar ce de insecte ai aici. Gata. Luăm, desfacem așirișa cuiu. Hai să o dăm mai înapoi, că nu se poate. Aici e mișto să fi făcut inginerii ăștia care fac cositori. Să fi făcut aici un cilindru hidraulic. Hai mă. Gata. Până aici am rezolvat-o. Să nu te mai chinui atâta, bă, că e greu de... Eu dau unul singur la câmp. Să iei, să o legi, să dăzlegi, să... Dacă aveam unul de la hidraulic pack, băgai de aici maneta, cuplai acolo la alea pentru disc, la capetele, la bufe acolo. Știi ce e așa? Fuck, e... Boierie. Am nimerit-o, bă, sau? Mai trebuie nițel mai înapoi. Un centimetru. Aș vrea că e cam grea de... Asta mă
mai enervează la cositoare. Până... Oh. O bagi, o scoți. Puțin de tot mai. Gata. Când o bagi, o scoți, o bagi, o scoți de nou. Asta s-o... Dar stai că trebuie să-l dat aici mai sus. Să o lăsăm în jos. Băgăm aici clapeta. Să nu joace aici ăsta și să crepe colea. Te colea așa. Ăsta imediat îl crepe, dacă și având aici și dă o dată. Și ce zic? Cuțitile alea, alea. Bă, băieți, cam atâta cu acest videoclip. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până aici la final. Nu uitați că postăm din două în două zile. Acum este cam greu cu editarea. Cam atâta, băieți, și nu uitați că mai mă găsiți pe TikTok, pe Instagram, Andache Cătălin, și până data viitoare să ne auzim numai cu bine. Pa, pa!